A apărut undeva prin presă, așa vreo jumătate de an în urmă, da, că voi la Ministerul Culturii duceți lipsă de angajați și că o singură persoană chiar are mai multe responsabilități. Da. Tu tot ai mai multe responsabilități decât ce sunt scrise în fișa de post. Bun, ca toți miniștrii, da, sigur că da. Dar cum în genere ați rezolvat voi problema resurselor umane la minister? Eu nu pot să zic că am rezolvat-o definitiv, pentru că este o problemă dificilă. Cândva în acest minister lucrau peste 150 de oameni. După aceea au fost făcute reduceri drastice, au rămas 75 de oameni și când am venit eu la minister erau exact 43 de persoane. Aveți posturi vacante acum la moment? Da. De exemplu, iată, acum pleacă o persoană tânără de la noi, de la serviciu comunicare, informare și comunicare, pentru că pleacă peste hotare, s-a căsătorit și așa mai departe. Iată, avem nevoie de un om la comunicare. Noi avem o provocare pentru tine. Așa. Deci, îți închipui că tu ai nevoie de un secretar la minister. Sau o secretară, o asistentă. Da. Da. Și noi, uite, chiar aici așa o să facem un interviu, o să improvizăm un interviu și o să trebuiască să angajăm un specialist, uite, la Ministerul Culturii. Și noi o să fim prezente cu Mihaela și tot o să încercăm acolo să-l intervievăm împreună cu tine. Să vedem cum se face, de fapt, asta. Să-l invităm, doamna Monica, pe pretendentul nostru la funcție. Bună seara! Am aici CV-urile, n-am fost niciodată, nu știu cum. CV-urile cred că probabil trebuie să le dau. Dacă îmi dați voie, sunteți mai frumoase în viață decât la televiziune. V-am văzut la televizor de multe ori, în viață sunteți mai frumoase. Luați loc, vă rog, și nu trebuie să aveți emoții. Da? Prima oară trebuie să... Da? Ion Popescu, ce nume frumos. Popescu, vă rog, Popescu, toți greșesc. Popescu. Bunelul meu era un pic frumos. Mai popăcios, așa. Frumos, Popescu. frumos. Și numele Ion este atât de... Da, special. Da. Mie acolo îmi zic Johnny, îmi zic diferit. Adică, aha, nu știu, dumneavoastră, dacă vreți, puteți să-mi ziceți Johnny. Așa. Unde acolo? La Soroca, de unde sunt eu. La noi, în deal, se obișnuiește a zice Johnny. La a, în deal chiar, da? Da, stau, acolo, nu știu, lângă cupola aceea răsturnată? Vis-a-vis este o casă și în spatele acelei căs. Eu am o casă micuță. Noi asta mare nu o folosim, că o ținem pentru acolo altceva. Unde sunt caii ce e de pe casă, nu? Asta sunt la vecin. Asta sunt la vecin. La vecin. Okay. Eu am un cal doar. nu-l țin acasă. Fără adică, glumă, da? Da, am un cal, dar nu-l țin pentru că nu am unde-l ține. Și eu-l țin în sat. Eu, sincer, să fiu, mie tare îmi place munca. Eu, dacă e să lucrez, eu lucrez. Mie îmi place. Se vede. Munca. Iar arătați mâinile dumneavoastră. Da, mâinile unui muncitor. Deci, experiență de muncă în domeniul secretariatului. Asta însemnând... Poți scrie. La școală scriam cel mai bine din clasă. Așa, dar asta încă nu înseamnă experiență în domeniul pot vorbi, secretariatului. Doamne, pot vorbi și pot scrie. Adică, nu știu, dar... A, deci, dumneavoastră, așa vă închipuiți secretariatul. Să știi să vorbești și să scrii. Da. Adică... serios, dar e mai Este mult mai complicat, da? Să știți, da. Deci acolo, dar nu de problemă, exemplu, că învăț. Trebuie nu numai să vorbești, dar să cunoști foarte multe lucruri legate de exemplu, de contabilitate sau de specificul... Pot, eu joc cel mai bine bilot la noi. Așa, sector. Da? Asta de adevărat că este o calitate și foarte bună. Adică, știu, acum am început să joc și alte jocuri care conțin numere și socot bine. Adică număr repede. Așa, bine. Și aici scrieți că aveți întotdeauna, ați vrut să lucrați la un minister. Da, am vrut anume la ăsta legat de cultură, că mie îmi spun artistul. Așa. Eu recit, ia interpretați când... ceva, vă rog frumos. Chiar recitat? Acum? Da, sigur, dacă ziceți că artistul... La cultură, când, sau eu recitați mai, mai bine. Mai bine să vă recit. Da. Din Grigore Vieru. Dacă din Grigore Vieru. Da. Veni târziu acasă să văd ce zice tu. Luai puțin, dacă îmi dați voie cu gesturi, că eu m-am învățat așa. Vă rog. Veni târziu acasă să văd ce zice tu. Poți să-i zic, domnișoare, că e un pic mai aproape de... Am deci hol, noi suntem mai departe. Nu întrebați. Aici ați o greșeală lamentabilă. Mi-amintește de cineva, pur și simplu, doamne. Tu la ce ai venit de clasă aici și eu... să te angajezi, domnul ministru, stai aici. Știu, dar recitam colegii și era mai ușor. Vă rog. Bine. Veni târziu acasă să văd ce zice tu. Luai puțin din masă să văd ce-i zice tu. Mi-a râs pe drum o fată să văd ce-i zice tu. Ne-am despărțit odată să văd ce-i zice tu.
Cobor la fund de mare să văd ce-i zice tu și ies cu pietre rare. Să văd ce-i zice tu. Bravo! Frumos! Mulțumesc! Luați loc! Știți, aveți multe calități pentru a fi angajat la minister, dar uitați-vă, mă interesează două lucruri. Deci, stare civilă, necăsătorit, 5 copii. Da, toți ai mei. Asta mai marea mea a mers la școală acum. Și am întrebat unde lucrează tata și i-a zis la minister, doamnă. Și eu am fost chemat, am fost întrebat care e minister, că se fac bine, să fie bine oamenii cu ministerul, mai în scurt. Și eu le-am zis cultură, pentru că îmi zic artistul, v-am zis că îmi zic artistul. Și am zis cultură și... acum iese că amăgesc o grămadă de oameni și eu, da, oameni ca oameni, dar nu știu, dumneavoastră tot aveți un copil, copilul amăgesc și m-am gândit că pentru început poți să crești, așa mă gândesc, că într-un minister poți să crești. Câți oameni au crescut în ministerie? Că ei vin mici, adică tineri și ok, uitați-vă, văd că la hobby-uri, bravo, muzică, sport și femeile frumoase. Da, o mare slăbiciune, sincer, dar o vindic, ușor, ușor, acum am început să beau niște pastile. Da. Deci mi s-au tras multe de la... Pastilele astea nu credeți că o să afecteze cumva activitatea dumneavoastră? Nu adormiți pe la serviciu, la volan? Nu, ele nu sunt de somn, doamne. Ele sunt de calmat spiritele. Păi, dar eu despre ce vorbesc? Adică, de calmat, dar nu de somn. Dacă calmează, că ele te țin în formă. Nu, ele te țin în formă, dar îți calmează... Ei, da, excesul. Mai scurt, nu te mai uiți la femei. Asta e. Înaintea dumneavoastră au mai venit încă 3 candidați care au fost buni. Iată, spuneți-mi printr-o frază și după care eu am să vă comunic dacă vă iau sau nu. De ce credeți că ar trebui să vă aleg anume pe dumneavoastră? Pentru că sunt tânăr. El e relativ. E aproape de vârsta lui Iisus. La vârsta asta deja trebuie să lucrezi sau într-un minister sau ceva să faci concret în viață. Și e timpul deja, m-am gândit. Dar sunt comunicabil. Am copii, asta e important, pentru că asta înseamnă că sunt un om responsabil. Pot face copii, asta e... Cum să fiți responsabil dacă aveți 5 copii, fiind necăsătorit de la 2 mame? Nu e vina mea. Ele au plecat, eu le-am iubit, asta e. Am înțeles, așa. Da, dacă o să fiu la minister, eu cred că ele... Dar ce fel de sport practicați? Eu am făcut mult timp dansuri. Da, am dansat, dar am o mică problemă, sunt un pic, nu am picioarele drepte, asta e și m-au dat afară, mai scurt. Crăcănuțel aveți în vedere, da? Da, e bine, asta nu afectează un lucrător al Ministerului Culturii. Da, eu tot așa m-am gândit și am mai făcut încă tenis de masă din ăsta, cu mici, așa, cu mingi mică. Am înțeles. Da, dar iată, este o problemă foarte mare. Văd că engleza slab, italiana slab, rusă mediu, romă mediu, dar română? Română o știu tot atât cât o știu, și mama, și tata. Da, dar ei n-au lucrat la minister, dar trebuie să lucrați la minister. Doamne, eu vorbesc română, câteodată 2 ore nu mă opresc, 2-3 ore. Câteodată dacă mă apuc de vorbit numai română vorbesc. Eu pot învăța ușor. Eu am învățat rusa repede, acum știu rusa... Îți spuneți ceva în limba rusă. Вы живем красивее, чем на телевизоре. Большое спасибо. Da. Хорошо, вам сообщат результатele нашей беседы. Dar nu e adresa mea, vă rog, să nu știu, scriți adresa. Cum? Văd că aveți Alba Iulia 49. Da, să vă las un telefon ceva. Ia-ți telefonul, aveți 466-344. E bine. Ori ați uitat că ați emoționați. E prima oară mă angajez la un minister, trebuie să, dacă era a doua, era mai simplu. De acolo de unde vin eu și o să ne vadă multă lume că ei se uită la, soroca toată se uită la, să știți, se uită la iShow și urmăresc tot ce se întâmplă în țară. Și eu nu puteam să vin cu mâinile în buzunări pentru că este sărbătoare și pentru că, din păcate sau din fericire, pot să bucur doar o doamnă din seara asta și vă bucur pe dumneavoastră. Am aici o surpriză. Nu le-am ales eu, dar le-au ales fiica și eu, ea a zis că îi plac ei și eu am zis că dacă fiicii îi plac, doamnă, că mă luați, că nu mă luați. Șansele dumneavoastră odată cu acest buchet au crescut enorm. Dragi concetățeni și conaționali, asta e din partea noastră pentru dumneavoastră. Mersi mult, Ivan. Mersi mult. Aveți toate șansele.